învățarea cuvântului. Dar mai important ca învățarea cuvântului este ce e la casa Domnului, cel mai important. Închinarea. Prima. Să te închid. Să te închid. Fă tot ca să te închid. Că dacă omul nu face tot ca să se închide, ce se întâmplă cu el? El vine, ca la teatru, sau el vine, ca la o întâlnire de oameni care se pot întâlni la vot. Când tu vii prima să te închini, tu te duci de aici bucuros, tu te duci închinat acasă. Închinat Domnului te duci. Trebuie să te închini. Tema de astăzi se numește așa 10 chei pentru o relație stricată. Eu am desenat multe chei. În familie mi-am tăiat multe chei. Igor, dă-mi ăsta. Liviu, dă-mi, te rog, îmi spun cheile. Temă foarte importantă. Spuneți-vă rog. A fost omul creat. A fost omul creat. Să nu stea singur? Da sau nu? Știți numai care om poate sta singur? Mulți ani. Numai omul bolnav. Care e psihic bolnav. Da, când tu ești impus, luat și aruncat într-o cameră închis, asta e. Domnul te întărește. Omul nu poate sta singur. De atâta om, pentru om, au mai fost creați alți oameni. Pentru că omul, păi, uitați-vă, șobolanii nu stau singuri. Cerbii nu stau singuri. Toți stau fiecare la ocolul lui și omul tot. Uitați-vă la tine. Sora Larisa, ascultă predica până la urmă. Nu întrerupem în timpul predicii. Omul nu poate fi singur. Întrebuie să întreb dacă adunarea e de acord. Omul e pus ca să trăiască împreună cu oamenii. De atâta omul se căsătorește. Pe urmă, o altă întrebare. Poate un om căsătorit să stea toată viața numai cu soția lui? Fără prieteni. Da sau nu? Uite. Înainte de nuntă, fiecare spune, vai, ce frumoasă, ce o iubesc, ce binecuvântare soția mea. O iau și trăiesc cu dânsa pe o insulă, numai eu cu ea. Și nu, este povești. Tu nu poți fără prieteni. Tu și cu soția ta neapărat cauți o altă familie, care să te împrietenești. Da sau nu? Este o familie care poate să mă contrazic. Zic, eu numai cu soțul, totdeauna închidem ușa, numai noi doi. Eu numai cu soția, numai noi doi. Bun. Așa că omul își creează prieteni. Pentru asta Domnul a lăsat prietenie, prieteni. Spuneți-mi, vă rog. Un prieten se poate găsi ușor? Nu. Copiii răspund. Copii, un prieten se poate găsi ușor? Copiii zic, nu știu, poate nu. Biblia spune, copii și adulți, un prieten se poate găsi foarte, foarte greu. Tu poți să vezi într-o adunare 1000 de frați. Îți iei 1000 de prieteni? Nu. Tu poți să vezi la muncă 100 de lucrători, îți iei toți prieteni? Nu. Prietenii sunt numai doi. Prieteni poate fi numai unul. Ascultați. Prieteni poate fi numai unul, numai doi. Cine din voi este de acord? Tu cu soția ta sau tu cu soțul tău? Poate ai acum niște prieteni de familie. Spune-te rog. În relația voastră, tu ai investit? Tu ai investit? Poți să investești într-un business 3 lire și să scoți de acolo 400 de mii? Nici într-un caz. Nu există așa ceva. Haideți, spune Chelda. Nu există așa ceva. Să investești 3 lire, scoți 400 de mii. Numai dacă furi.
Dacă adevărat trebuie să investești mult ca scoți mult. Invers poate fi. Investești mult, scoți o liră. Poate fi așa. Dar trebuie de investit. Și acum, fraților, o familie. Tu, familia ta, ți-ai găsit o familie, ai strâns o relație, tu ai încredere, tu ai încredere în bărbatul din familia putare, că el nu o să-ți curteze nevastă. Tu ai încredere că soția de acolo din familia putare nu o să curteze soțul. Și tu ajungi la o relație strânsă, așa cum ne învață Hristos. Tu ai ajuns strâns. Când acolo o relație se distruge. 7 ani ai investit, relația se distruge. Se întâmplă așa ceva. Este sau nu? Nu-i. Cineva poate să-mi zică o poveste. În Domnul nu-i. Dar eu spun, este. Pentru că nu toți care îl iubesc pe Domnul, sunt toți prieteni cu mine. Din toți care îl iubesc pe Domnul, eu pot să am numai un prieten sau numai doi. Eu pot să am 1000 de frați, dar eu am 2 prieteni, sau un prieten, sau am 3, sau am 5. Dacă tu ai înțelepciunea să ai 7 prieteni, slăvit să fii Domnul. Nu-i nimic împotrivit. Dar o relație se construiește foarte greu. Cine zice că a construit-o repede și ieftin, asta e poveste. Relația aia nu ține. O relație, în ea se investește. Și apoi, ia că ai ajuns strâns. Tu ai încredere în familia aia. Familia aia are încredere în tine. Uite s-o strâns. Copiii voștri se joacă împreună. Uite s-o strâns. Tu ai încredere în masa celorlalți. Ceilalți au încredere în masa ta, în casa ta, în tot ce este o încredere. Și la sfârșit se întâmplă să strici o relație. Noi acum o să vorbim din Biblie, cu multă înțelepciune. Spuneți-mi, vă rog, ce poate strica o relație foarte, foarte bună și strânsă? Ce poate să o strici? Vreau să întreb, acum pun întrebarea asta la toată sala, la toată adunarea, fiecare să răspundă scurt la temă. Ce poate strica o relație? Mândrie. Egoism. De exemplu. Minciună. Stai. Adică, eu aștept de la ei, da? Ei să vie cu tort, ei să vie cu friptură, ei... Dar eu stau prieten acolo și aștept, da? Asta, eu vă spun, așa o prietenie se scurte repede. Repede. Multe torturi nu-i pot să aduci. Crede-mă ce-ți spun. Eu am făcut tort și tu trebuie să faci tort. Eu am făcut un tort, tu 2 torturi. În relație se investește. Ce mai poate strica o relație? Eu am zis minciuna. Ai mințit o dată, 2, 5, 7. Omul să te iubească, omul să-i pară rău, dar el nu prea îl trage ceva, nu-l trage. Ce mai poate strica o relație? Cel mai des se vor pățări mincia. Adică? Adică cel mai des întâlnit într-o relație este pățări mincia, ceea ce distruge o relație. Așa e? Corect? Ok. Altă părere. Ce poate strica o relație între 2 familii, între 2 prieteni, între... A? Falsitate. Aha. Altceva? În Proverbe zice să nu calci foarte des. E asta o înțelepciune de Domnului? Da sau nu? Corect. Măi, și asta e înțelepciune mare. Din Biblie? Ce se întâmplă dacă calci foarte des? Ok. Fraților, vreau să întreb, cine din voi, din adunarea asta, mă iubește pe mine ca frate? Tare, tare. Sincer, tare. Eu nu. Nu, vorbim de... Tane, o ridicăm. Vorbim de... Ia, mama, o ridicăm. Fraților, ok, nu mă trebuie. Cine din voi, sincer, uite, am voie să întreb o întrebare de asta în adunare. Cine din voi mă iubește cu mine tare, ca frate? Sergiu cu Natalia. Eu vin la voi de 3 ori pe zi. Asta e versetul Marcel. Dimineața. Voi nu m-ați trezit eu în living. Cu soția. La amiază v-ați trezit eu acolo. Noi vă iubim, Natalia, cu Sergiu. Seara vreți să vă culcați tot. Părtășii. Frații, părtășii. Dimineața v-ați trezit, frații. Absolut. Dar eu spun Natalia și cu Sergiu, la voi ceva nu-i serios? Păi trebuie să vă pocăiți? Pentru că frații, uite, noi vă iubim. În Biblie, când spune înțelepciune, nu roade pragul și asta e drept, și asta e drept, tot e drept. Ok, acum nu înseamnă că frații trebuie să fie atenți, nu roade, nu?
avem telefoane, putem suna. Uite aici. Mândrie poate strica o relație. Invidia poate strica o relație. Da sau nu? Invidia? Uite, fratele, e minunat. Sora, e minunat. Și eu sunt minunat. Și soția mea e minunat. Toți patru minunați suntem. Totuși, el are casa lui. Eu trăiesc în chirie. Și dacă în mine este o rădăcină de invidie, ce se întâmplă? El o să simtă în jumătate de an, într-un an, că eu îl invidiez. Pentru că eu o să încep să-i spun că raionul ăsta unde tu ți-ai luat casa e rău. Din invidie o să spun. Mai bine în afara Londrei. Asta din invidie o să spun. Invidia poate distruge o relație. Neinvestirea. Într-o relație de prieteni, ambii trebuie să investească. Da sau nu? Cum investim într-o relație de prieteni? Cine dă? Dați câteva răspunsuri. Fără prefăcătorii. Dar cum investim? Fraților, hai real. Hai să nu vorbim deloc deasupra. Real, da? Nu-mi pușcăm cu niciun verset. Real. Cum investești într-o relație cu prieteni? Părtășii. Adică? Ok? A, interesant. Să nu ai multe așteptări. Să nu ai multe așteptări. Că este datorice să nu ai multe așteptări. Da. Cum mai investești într-o relație de prietenie? Sincer. Investești sincer, da? Cine de acord, vorbim, cine de acord să trecem la partea cu portofel? Cine de acord că într-o relație trebuie să investești din portofel? Care știu poate. Pentru zgârcit sfatul ăsta e perfect. La ei. Ascultă. Un prieten adevărat. Tu lui dai la nevoie, la nevoie dai banii tăi și la suferință îi dai din suflet. Da sau nu? Într-o relație adevărată. Când tu scoți pentru prietenul tău că el e la nevoie și zici, ține un mic. Nu ține 10, că la Dumnezeu mai mult, la mine mai puțin. Fără povești. Ține 800, ține 900, auzi, prieteni, vine doar. Ține 900. Închipui, și tu vii înapoi și zici, nu e nicio problemă, ține 2000. El a investit, tu investești, nu neapărat de bani, crede, înțelegeți-mă corect. Dar într-o prietenie, tu vrei prieteni adevărat, da, investește. Capătă-i birul, capătă-i încrederea. Ce mai strică o relație? Roderea pragului, noi am vorbit. Bunul simț, ce părere aveți? Poate o relație să fie stricată din pricina bunului simț folosit nu bine? Nu-i bunul simț. Da? Mă, fraților, asta e adevărat. Omul? Noi toți absolut am fost educați diferiți acasă. Cuiva mama a spus, copile, nu-i frumos să râgâi la masă. Dar cuiva mama nu i-a spus. Și că copilul nu are bunul simț în asta, crește mare. Eu mai zis 2-3, el nu. El nu a luat asta la inimă. Și el stă cu tine la masă, cântă împreună. Ce minune va fi. Râgă. Eu ți-i spun. Odată, două ori, 5 ori, 10 ori. Dar tu îi se investești, tu îi se spui. Nu-i frumos. El poate super. Dar e bine de investit. Da, bunul simț tot poate strica o relație. Da sau nu? Ia că uite că e un lucru mic, dar el poate strica o relație. Omul poate să vină să mănânce o bucățică de carne ca și cum a picat o vacă în mână. La masa ta el a intrat și tu te uiți, mai îl iubesc, frate, dar nu. Îl mai chem a doua oară, mă mănânc și pe mine. Dragoste acoperă. E adevărat. Eu vorbesc de rela. Acum tu poți sta cu 100 de familii la masă, numai că eu vorbesc de prietenie, de ceva care... Adevărul poate strica, ascultă-te, adevărul poate strica o relație dacă îl spune nu cine trebuie și nu când trebuie și nu cum trebuie. Uite de exemplu cum. Îi spun un om un verset, ce verset să vă dau? Poți să vii în casă la prietenii tăi și să ceri ajutor.
Și ei spun, nu putem să vă ajutăm. Dar el îți aduce verset, cerește-se, va da. El a venit cu adevărul, numai nu când trebuie, nu unde trebuie și nu cum trebuie. Cu adevărul trebuie să vii ca un doctor. Când trebuie și cum trebuie. Credeți-mă, nu toți care cu Biblia în mână spun adevărul, îl spun spre vindecat. Se poate întâmpla că îl spun, el nu vine. Și asta e tot. Ok. Lauda. Poate distruge relația lauda? Ei, frate, nu cum la tine copii. Dacă la mine copii, măi, a mie învață câte 8 strofe odată, sau a mie învață, a te înțeleg, la tine slab, asta e, știi, sau soție, trebuie să-ți dai seama, omul trebuie să-și dai, creștinul trebuie să-și dai seama la tot. Nu știu cum soția ta, dar mea când îmi faci o mâncare, știi? Nu-i înțelepciune, închide gura, închide gurița, taci! Nu-i înțelepciune, asta poate strica relația, nu lauda. Lauda poate strica o relație. Dezordine, poate strica o relație? Da? Poate dezordine? Râsul în familie, poate strica o relație de prieteni? Dezordine. Mai uite, e lucru mic, el poate sau nu? Închipui-ți tu. Ok. Eu vin la tine acasă, cu soția mea, cu 4 copii. Am intrat. Noi vă iubim. Suntem prieteni de familie. Prieteni. Creștem împreună. Eu vin, îmi arunc sacoul pe pat, înțelegi? Deschid deodată frigiderul. Și zic, pace, fraților, suntem una în Hristos. Soția pregătește, scoate în Biblia, eu acuș, am scos o bucățică, copilul meu a tăiat, pâine să scoți, fetița mea. Zic, dezordine. Poate strica. Poate sau nu? Poate. Cine e de acord cu poate? Doi copii ridicam mâna. Încă o dată întreb. Cine e de acord că măcar două din lucrurile astea pot strica o relație de prieteni? Ok. Spune. Pentru că în ceva, cu ăla poți să simți liber, cu altul poți să simți prea liber, trebuie să fii, Domnul să-ți dea, să-mi dea și mie la fiecare înțelepciune cu cine și cum putem să ne simțim. Da? Pentru că ai voie să simți liber, dar nu prea liber. Prea liber te simți numai la tine acasă. Da? Asta trebuie de învățat. Prea liber. Prea, prea liber numai la tine acasă. Da? Ține minte. Bun, fraților. Cine din voi vreodată a avut o relație strânsă de prietenie? Strânsă, mâncau împreună, tot era împreună, frumos. S-a stricat. S-a stricat și întrebarea asta. Cine din voi crede că o relație nu se mai poate repara înapoi? Cui i-a trecut prin cap așa idei? Nu crede asta. Hai, hai că azi nu mai crezi, că ieși la tema de azi, stăm. Dar cine din voi a crezut vreodată că o relație nu se mai poate repara? Ai crezut că nu se mai poate? Spune că când se rupe... Și crezi în continuare. Când se rupe o relație, fraților, cum te simți? Cum te simți când 7 ani ai mâncat la masă? 10 ani? 15 ani? Și când încolo două gunoaie a stricat relația? Vorba de asta, multe altele, poate să trece relația ta. Cum te simți? Te simți rupt? Rănit? Rupt? Stai de vară. Eu vă spun acum niște minciuni care vin la urechea creștinului atunci când o relație este stricată. Minciunile sunt astea. Ele sunt așa. Dumnezeu poate ajuta pe oricine să-și refacă relația. Numai pe mine nu știu dacă vrea. E că Dumnezeu poate, fraților, poate Dumnezeu ajuta într-o relație să fie strâns? Da. E că Dumnezeu poate toate relațiile să le facă bune. Pe mine nu știu. Nu știu dacă poate pe mine. Altceva. Când o relație e stricată, mai vine așa o gândire prin cap, poate nu la toți, dar pe la mulți, oricum,
repararea relației nu ține de mântuire, așa că asta e. Nu o să ne împăcăm, nu o să ne împăcăm niciodată, oricum asta nu ține de mântuire. O trecut vreodată prin capul acela. La mine a trecut. Mai este așa. Întrebarea asta. Cine din voi vreodată în timpul relației, în timpul când s-a stricat o relație între prieteni, s-a gândit așa, nu mă mai rog pentru asta, ce este, asta este. Măi, ce este, asta este. Ce-a fi, aia o fi. Nu mai este, nu mai este, ce este, asta este. Ați avut vreodată? Nu, eu vreau să întreb, eu vorbesc cu oameni reali sau noi, fraților, noi vorbim cu oameni reali? Vorbim lucruri reale. Nu-mi place deloc să vorbesc religios. Vorbim real. Cui e trecut prin cap? Ce este, asta este, ce o fi, va fi, asta e, n-o fi, o fi. Mai este așa o minciună care trece prin om. Eu, totdeauna, am parte, numai de relații stricate. Cred că asta e meu. Și așa o să fie, uite, am avut prieteni, eu ținut 2 ani prietenia, s-a stricat. Am avut prieteni, eu ținut 4 ani, s-a stricat. Cred că asta e meu. Sau, poate să mai vii așa un gând care îți spune, om bun, tu trebuie să înțelegi, pe omul ăsta nu mai schimbă nimeni niciodată. Tu cu el nu mai poți mai fi prieten. Că el nu-l mai schimbe. Asta e el. Ce-i scris în frunte e pus. Cui vreodată trebuie vreodată așa prin el? A? Cine vreodată a crezut de vreun om că nu mai are șansă de schimbare? Ați crezut vreodată? Teoretic, nu credem asta. Dar real, crezi asta despre vreun om? Vreun om care te-a amăgit în viața asta. Dur te-a amăgit. Te-a înșelat, te-a rupt. Crezi tu că el poate să schimbi ce ți-o trecut ți-ai prin cap? Toți ca toți, dar asta nu. Asta e minciune de la diavol. Și ăla tot poate schimba. Domnul poate schimba. Relația ta cât de ruptă, Domnul poate schimba. Cum poate fi reparată o relație? Cum poate fi reparată o relație? Prin pocăință. Prin pocăință. Alt lucru? Cum? Cerând iertare. Cum mai poate fi reparată o relație? Avem nevoie de 24 de pereți din adunare. Așa e frumos. Slavă Domnului. Adunarea știe, măi. Asta e frumos. Cum poate fi reparată o relație? Spuneți un lucru. Ele sunt multe, dar un lucru. Cum poate fi reparată o relație stricată? Smerenie. Smerenie. Corect. Alta? Iubești. Iubești. Ok. Iubești. Cum mai faci? Sașa, te-ai vrut să spui? Fă primul pas. Oh, frumos. Cum mai poate fi reparată? Sora Larisa? Sora Andreana? Cu dragoste? Cu dragoste? Dragoste. Fratele Vasea? Fratele Vasea? Cum poate? Cu Domnul. Da. Cine nu a răspuns? Sora Elena? Nu știu. Aha. Cum poate fi reparată relația? Ce trebuie făcut? Noi acum o să învățăm din Biblie. Tema de azi se numește 10 chei pentru relații stricate. 10 chei. Eu am semnat cheile. Am ținat cheile neapărat, pentru că ceea ce țin smic, ceea ce tu arăți, noi din copilărie așa suntem, ceea ce tu desenezi și arăți, omul nu uită. Tu nu o să uiți niciodată ce ți arăt de pe foaie acum, ce ți arăt pe desenat. Prima cheie într-o relație stricată, prima cheie într-o relație stricată, e Iisus. De ce Iisus?
Vă spun așa, ce se întâmplă când o relație se începe a strica și se strică, se strică, se strică de tot până acolo că omul nu mai răspunde la telefon, își bagă telefonul în apă, îl închide, nu mai vrea, gata, s-a terminat. Omul se gândește atunci că e imposibil, aproape imposibil să mai refacă relația mea vreodată înapoi. Și foarte corect omul gândește. Și omul gândește foarte corect. E imposibil, după puterile omului, e imposibil să repare o relație. Știi de ce? Pentru că acolo s-au născut 5 greșeli și alte greșelile astea 5 au mai născut, alte 5. Cele 10 au născut 100, 100 au născut 1000. Și până la urmă nu mai dai de capăt cine a greșit și care a fost drept. Ați observat într-o relație stricată? Așa e. Și tu când vrei să o repari, tu vrei numai decât să pui toate gunoaiele ca să repari relația. Și închipuiți. Asta se numește că tu vrei să o repari puterile tale. Și închipuiți. Nu s-o primit. E încercat de 5 ori, de 8, nu se primește. Pentru că nu se primește. Tu într-adevăr te îngrijorezi. Când o relație s-a stricat, tu te îngrijorezi. Cum să fac? Tu nu știi cum, poate de multe ori. Prima, asta e cheia. Prima. Nici măcar nu trebuie să te duci la oameni acasă. Tu trebuie să pui mâna pe cheia asta care se numește Iisus. Și să mergi acolo la ei. Dar nu la ei. Trebuie să stai acasă. Nu trebuie să duci la ei. Prima, să stai acasă cu cheia asta care se numește Iisus. Și să înțelegi un adevăr mare, o taină mare. Hai să deschidem împreună la Marcu 11:24. Marcu 11:24. Știm toată adunarea. Asta e prima cheie. Două, trei. De ce? Vă spun că orice lucru veți cere, să credeți că l-ați și primit. Și îl veți avea. Știm încă o dată tare, două, trei. Fraților, nu înțeleg. Copiii, ce s-au rezolvat? Sora Natalia. Matea se fuge încolo în coace. Da. Uite aici. Prima. Sfatul Domnului Iisus. De ce vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Știți care viziunea ta trebuie să fie într-o relație stricată? Tu spui așa. Doamne, mi-am pierdut prietenii. Mi-am pierdut familia. O familie de prieteni. Mi-am pierdut. Uite acum, ajută-mă, dacă nu pot, ajută-mă când mă pun în genunchi, să cred că relația noastră nu va fi stricată până la sfârșit. Să cred că ea va fi vindecată, relația va fi vindecată. Pentru că dacă te pui în rugăciune și zici, Doamne, eu mă rog, dar ce o fi? O fi cu relația asta, da, poate e voia ta ca noi să nu fim prieteni. Poate să fie așa. Dar nu-i voia lui ca tu să nu fii prieten. Când e vorba de vindecare, tu poți să te rogi 50 de ani. Dacă nu-i voia lui, nu-i voia lui. Se întâmplă și așa. Domnul vrea să o ia acasă, vrea să o ia acasă, asta e. Dacă nu-i vorba de o prietenie dintre credincioși, eu nu cred că Dumnezeu să zică nu-i voia mea să fiți în relații bune. Nu-i voia lui. Voia lui să fim în relații bune. Prima cheie este Iisus. Apostolul Petru spune 1 Petru, capitolul 5, versetul 6 și 7. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalță. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Una din marele îngrijorări, când tu-ți pierzi prietenul, când tu-ți pierzi o familie cu care v-ați iubit, ați fost împreună, în mijlocul dragostei. Nu te îngrijora mult, of, că i-am pierdut, că ai pierde tot. Prima
Intri în cameruța ta și prima cheie ai descuiat e asta, Iisus. Tu spui, Doamne, arunc îngrijorarea relației mele stricate în mâinile tale, asupra ta. Tu o poți rezolva. Doamne, te rog, primul fii tu, pentru că tu ești primul în toate. Ești întâiul născut, ești primul în toate. Ajută-mă, asta e prima cheie cu care eu mă pornesc mai departe. Iisus, lasă îngrijorarea asupra lui. A doua cheie este cere iertare și dă iertare. Cere iertare. Cheia asta arată un pic altfel. A doua cheie care... Ușa asta are 10 chei. Fraților, ușa asta a relației stricate are 10 chei. Asta e prima, cea de sus. Tu ai descuiat, după ea vine alta de jos. Pentru că așa te învață Iisus. Iertare. Ce se întâmplă? Tu ceri iertare, dar totodată și dă iertare. Când tu ceri iertare, e adevărat, tu trebuie să te duci să-ți ceri iertare. E drept că e greu. Dar după asta e mai ușor. Este și altceva. Omul ceri iertare. Sunt oameni care pot ceri iertare cu gura foarte ușor. Ați observat vreodată în viață? O greșit, iartă-mă. Asta iar o greșit, iartă-mă. Și bine, totdeauna să-ți ceri iertare. Dar știi ce e mai adânc? Să-ți ceri iertare din inimă și te strădui să nu mai faci. Dacă asta e altceva. Dar așa, iartă-mă, iar intră o palmă, iar iartă-mă, mai ține un pumn, iartă-mă, ține un pumn. Și dacă așa de viață, iartă-mă și iartă-mă. Nu e greșit. E biblic și asta. Iartă de 490 de ori pe zi, 70 de ori pe șapte. Dar iertare adevărată. Când tu ceri iertare din toată inima, din toată inima, și totodată dai iertare. Știi ce se întâmplă? Când un om vrea să ceară iertare de la tine și tu nu-i dai, cu ce este egal asta? Asta înseamnă că tu îl ții pe el legat. În pușcărie. Tu îl ții pe el legat și în pușcărie. Dă-i iertare. Domnul să mustre orice duh din iertare, orice răutate care chinui pe om și nu dă voie ca să dai iertare. Domnul să mustre, Domnul să înlăture din biserica lui și din toate adunările de pe glob. Dă iertare, eliberează repede, eliberează. Nu ține pe om legat, dă iertare. Coloseni 3:13. Cuvântul Domnului spune așa în Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Știți ce înseamnă iertați-vă unul pe altul? Înseamnă, frate, iartă-mă, te rog, și celălalt îmi dă. Și în ceori, da iartă-mă, te rog, da iartă-mă, și el tot tace, mai cereți. Știi? Dar iartă-mă, dar te rog frumos, mai cere. Iartă-mă, te rog, nu, iertarea îi, iartă-mă, te iert. Iartă-mă și tu pe mine, te iert. Asta e cheia a doua, asta e foarte important. Iartă-mă, te rog, te iert. Și eu putin te iert. Te-am iertat, frate, te-am iertat, te iert. Dar știți de ce? Uite atent, Pavel zice, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă, interesant, și dacă unul are pricină, cu adevărat are pricină, să se plângă pe altul. Un om înțelept ia vorba aia, ia cazul ăsta și zice, indiferent de ce acuzație și condamnări ai tu, tu azi vii la mine să-mi plângi despre frate, eu te iau și-ți spun deodată, hai să-l iertăm. Uite, asta trebuie să fie poziția ta toată viața. Nu-l ține pe om presat un an, 2 ani, 3 ani în inima ta, nu-i dai iertare, nu-ți ierți. Oameni buni,
Cel mai ieftin caracter, știți care? Și mie îmi pare rău să zic, dar asta trebuie să zic, toată inima, cu toată dragostea. Cel mai ieftin caracter e caracterul care nu poate să-și ceară iertare și nu poate da iertare. Asta e ieftin. Acolo e durere. Adevărul ăsta. N-ai iertat, nu poți ierta. Te-a prins Iisus, este egal cu iadul. E greu, dar asta e adevărul. Prima e iertarea. Dă iertare și cereți iertare. Și adunarea să spună? Amin? Prima. Asta e a doua. A doua lucru. Prima e Iisus. Lasă îngrijorarea asupra Lui. A doua. Cheia. Iertări. Cere iertare. Dă iertare. Întrebare. De ce omul nu poate cere iertare? Corect? Cine nu poate cere iertare? Mândria. Mândria niciodată nu-ți cere iertare. Numai că mândria poate să aibă și zâmbet. Mândria spune, dar n-am eu nimic. Eu nimic n-am cu el sau cu ea. Păi hai să-ți ceri iertare. Hai să-ți ceri iertare. Dar nu neapărat acum. Las că eu peste eu când o să simt. Hristos nu spune când o să simți. Hristos poruncește, iertați-vă, cum v-am iertat și eu. Ok, zic blând. Hristos a spus, iertați-vă, cum v-am iertat și eu. Iisuse, eu vin înaintea lui și spun, cum aș putea eu să vin să spun, Doamne Iisuse, Tu ai poruncit, cuvintele lui Iisus îți porunci, Tu ai poruncit, iertați-vă, dați iertare. Dar eu vin și cu înțelepciune, cu învăluiri diferite și spun, Doamne, noi folosim înțelepciunea și noi o să iertăm peste 4 luni jumate. Iisus spune asta de la Satan, tatăl minciunii, care vrea să mintă, iertați-vă astăzi. Astăzi ai citit, iertați-vă. Îți poruncesc, iartă-te, iartă-te. Dă-i iertare. Amin? Un om m-a căutat odată cu mașina să-mi ceară iertare. Și închipuiți, eu nu i-am deschis ușa. Dumitru Buda, predicator din adunare, nu e deschis ușa. Pentru că eu am zis, lasă-l să simtă. Ce să simtă, măi? Ce să simtă? Să simtă pușcăria ta? Nu. Distrugi orice pușcărie, iartă-l și cere iertare. Indiferent. Împăratul David a spus așa cuvinte, Doamne, câteodată plătesc ce n-am furat. Ți închipui, vine cineva la tine și îți spune, tu ai furat 300 de pounds, trebuie să-i dai înapoi. Împăratul David spune, nicio problemă, ține. Dar tu n-ai, David, vine Dumitru cu înțelepciune și spune, împărate David, tu dar n-ai furat, cu ce ocazie să-i dai? David îmi spune, ce știi tu? Taci, Dumitru, taci. Eu plătesc, este verset în Biblie, ce n-am furat. Dar închipuiți, la unii le greu să plătească ce-au furat. Nu ce n-au furat, ce-au furat, auzi? Nimeni nu zice să-ți ceri iertare. Nimeni nu zice să-ți ceri iertare din ce n-ai greșit. Dar eu vă spun, fraților, ca de la frate la frate. Cel mai omul spiritual e acela care poate să-și ceară iertare atunci când n-a greșit. Omul spiritual nu e cel care își folosește înțelepciunea să vadă dacă merită iertat. Nimeni nu merită iertat sau să dea iertat, nimeni nu merită. Și nu-i după merit. Iertăm, Hristos a spus iertăm. Dacă ceva ne oprește de la iertat, asta e cheia. Mândrie. Domnul să mustre orice duc de mândrie. Amin? Amin. Cine e de acord cu amândouă cheie? Dacă este firea cu cineva care poate să zic firea mea, nu-i de acord. Ți închipui? Firea totdeauna nu-i de acord. Iertare. Ce rău poate să-ți fac un om când tu totdeauna îl ierți? Uite, el vine, îți dă un picior, tu te-am iertat. O vorbi de rău, te-am iertat. Și spune multe, multe, și după asta poate să te-am iertat. Nu, cât mai rău. Ți-o greșit mult, tu l-ai iertat mult. Ți-a greșit foarte mult, echipul, și tu l-ai iertat foarte mult. Și la urmă el ți-a greșit de nu mai știi de mult, și el spune, că nu mai știi de mult, te-am iertat. A treia cheie. Ok, ai și Matei 7:5, tot la cheia a doua. Iertare, cheia a doua. Matei 7:5.
Matei, 7, 5. Uite-te ce Hristos propune la toți să ceară iertare și să dea iertare. Când tu spui, dar nu știu, nu știu cu ce am greșit. Eu l-am greșit poate foarte puțin, dar ei, uite ei. Hristos spune, fățarnicule, scoate, scoate. Pentru că știi care e înțelepciunea, închipuiți, cineva te-a supărat foarte, foarte tare. Și tu n-ai făcut nimic. Tu vii înaintea Domnului, în fața tronului și Dumnezeu îți spune, uite de ce El te-a supărat tare. Pentru că modul cum tu stăteai, pe El îl irita. Tu stăteai ca așa și pe El asta îl irita și nu mai putut după 5 minute și o supăra foc. Atunci Domnul spune și tu ai pentru ce ceri iertare. Tu trebuie să vii la El și să zici așa, frate, nu știu cum, poate și eu am greșit. Precis și eu voi fi greșit dacă vii înaintea tronului lui Dumnezeu și la mine o găsit o greșeală neapărat. Da sau nu? De atâta Hristos spune, ori de câte ori, ascultă, ori de câte ori tu spui, tu ești greșit, Hristos spune, nu vine mândru, dar spune, fii atent să nu fii fățarnic, care și tu ai o bârnă în ochi, fii atent, când spui cuiva despre greșeală, fii atent, fii atent. Asta e cheia a doua, iertare. Iertare trebuie să fie... Aici Iisus, aici iertare. Cheia a treia. Tu ai lăsat îngrijorările peste Hristos. A doua. Tu ai cerut iertare. A treia cheie poate fi asta. Și totuși nimic nu se întâmplă. Tu ai lăsat peste Hristos, Hristos lucrează. Tu ți-ai cerut iertare, tu ai dat iertare, tot nu lucrează. Este un a treilea principiu, tot din Biblie, el se numește asta. Uite-l. Cineva. Cineva. Este nevoie de cineva care vă ia pe amândoi, care ia pe cei doi și îi împac. Pentru că nu totdeauna se pot împăca două partide. Două partide, o familie și o altă familie nu se pot împăca. Știți de ce? Pentru că se întâmplă când unul spune, vă rog să ne iertați pe noi că totuși noi am greșit atunci că am aruncat cana. Dar soție din familia a doua spune, și căldarea. Și tu spui, și căldarea. Și căldarea nu era a noastră. E că aici, și nu ești, se întâmplă câteodată că nu ești la niciun numitor comun. Este nevoie de cineva. Dar când eu vă arăt asta cineva, asta nu poate fi oricine, frați și surori. Nu oricine are Biblia Sfântă poate fi cineva care poate să te împace. Sunteți de acord cu mine? Da. Pentru asta trebuie om înțelept. Domnul să ne crească pe toți înțelepți ca să putem împăca. Amin? Nu numai să ne împace, că noi, dar să putem și noi împăca. Cineva. Apostolul Pavel a pățit așa ceva. Fapte, capitolul 9, la versetul 26 la 28. Fapte, capitolul 9, la versetul 26 la 28. Păi știți că Apostolul Pavel... Știți că Apostolul Pavel avea relație stricată cu biserica. Chiar dacă Apostolul Pavel s-a pocăit, biserica nu-l credea. Închipuiți. Omul s-a pocăit, biserica nu-l crede. Măi, dar s-a pocăit din ei, nu-l crede. Nu-l crede. Și dacă Pavel ar încerca, și tu ești Saul din Tars. Eu pe tine nu te cred. Tu vii să ne omori. Eu nu te cred pe tine. Și ce interesant. Când a ajuns în Ierusalim, când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici. Dar, mă scuzați, relația era stricată între ei. Chiar dacă ei nu s-au întâlnit, relația era stricată. Pavel n-ar fi putut să-i convingă că el e de la Domnul. N-ar fi putut. Pentru că este nevoie de cineva.
Pavel, care era foarte înțelept, el tot a avut nevoie de cineva. Dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Asta ca și cum noi am spune acum, vine un gladiator care tăia capuri de creștinilor să ne predice. Și deodată frațul zice, nu se poate, stați, asară i-a tăiat capul cuiva și acum zic, nu. E că aici este nevoie de cineva. Următorul este, atunci Barnaba, l-a luat cu el, l-a adus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Iisus. Ne oprim aici. Barnaba l-a luat cu ei. Barnaba l-a luat cu el. L-a adus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum. Întrebare. Pavel, tu nu puteai să le povestești singur să rezolvi situația, mai Pavel? Rezolvă mai singur, mai. Pavel zice, Dumitru, nimeni nu mă crede. Păi, dar rezolvă, tu dorești, înțeleg, rezolvă. Dar nu mă crede nimeni. De ucenici nimeni nu mă crede. Barnaba vine la apostoli și le spune, ce ești istorie? Petru, Ioan, liniștiți-vă, stați un pic. Omul ăsta l-a văzut pe Iisus pe drum spre Damasc. Apostolii l-au ascultat și s-au împăcat cu Pavel. Ucenicii s-au împăcat cu el. Următorul verset. De atunci se ducea și venea împreună cu ei la Ierusalim înapoi. De ce? Pentru că s-a găsit cineva. Eu vreau să-ți spun un lucru. Când tu nimerești într-o relație stricată, când s-a întâmplat să se strice relația cu prietenii tăi care 10 ani ai stat la masă, dacă nu merge un punct, a doilea, a treilea, a patrulea, găsește pe cineva, dar nu pe oricine, te rog frumos. S-ar putea să iei pe cineva să te împace și să-ți facă mai rău. Dacă ai luat pe tine un om care nu gândește sau nu are înțelepciune pentru a împăca. Nu are asta. Nu lua. Nu-ți supăra pe el. Nu numi că el nu-i neapărat înțelept. El poate înțelept la vioară, scânte. Poate înțelept la multe alte lucruri, dar nu la împăca. Asta e ok. Relația s-a stricat. Tu ai adus pe cineva, cineva te-a împăcat. Te-ai rugat la Iisus, te-ai iertat, cineva te-a împăcat. Ce se întâmplă mai departe? Patra cheie. Rană. Spuneți-mi, vă rog, când o relație se strică, acolo este o rană. Rana de pe trup se poate vindeca într-o zi? Vorbim real. Real. Nu. Iisus poate? Iisus poate. Nici vorba. Spuneți-mă, rog. 8 ani ai prietenit cu o familie. Sau 20 de ani. Și la un moment dat, s-a furat din garaj. S-a furat și a doua și a treia. Tu l-ai prins, gata, relația. Eu acum am dat o extremă, dar tu l-ai prins, relația s-a stricat, s-a rănit. Spune-te, rog. El vine la tine, el se roagă, el plânge. El vine la tine și spune, te rog, iartă-mă. Tu îl ierți sau nu îl ierți? Da sau nu? Vorbim despre copiii Domnului. Îl ierți. Ok, întrebarea mea. Tu o să-i mai dai cheile la garaj? De ce nu? Pentru că acolo e... Eu vreau să-ți dau un sfat. Trebuie să înțelegi. Undeva unde e rană, te rog. Nu-i falul rană. Niciodată am spus, vindică-te azi. Nu-i așa, nu-i azi. Rana ia un timp. Tu ai iertat pe moment deodată. Doamne, am iertat. Dar vorbim real. Rana rămâne în viață. Ce faci cu rană? Ce faci cu rană ca să vindici? O ungi. O ungi cu leacuri. Care leacuri? Sare. Rană ungi cu leacuri. Ce părere aveți? Ce fel de leacuri poți să ungi o rană? Ok, spiritual. Rugăciune, dragoste. Încetişor, trebuie să ajungi înapoi așa ca să-i dai lui cheile de la garaj. Înapoi.
Dar dacă El vine și îți spune, ce fel de iertare mi-ai dat tu mie? Că tu m-ai iertat, dar cheile la garaj nu mi le-ai dat. Nu mi le dai. Nu mi le mai dai. Tu spui, mă scuz, stai un pic, eu te-am iertat. Dar pentru cheile la garaj, lasă-mă 2 luni, între. Lasă-mă să vindeci rană, te rog. Auzi? Nu îmi spune tu mie. Și după asta omul se duce, fraților, uite, El nu a iertat cu adevărat. Pentru că cheile la garaj nu mi le mai dai. El doar nu spune, fraților, eu l-am furat pe El. Spune tot dacă spui. De atâta, fraților, rana e trebuie să vindeci. Asta e cheia a patra. Rana trebuie să deschizi. Trebuie să înțelegi care e treaba cu rana. Deschidem împreună la... Hai să deschidem la Ieremia 6:14. Ieremia 6:14. Dumnezeu spune aici despre preoții lui Israel. Spune că ei leagă în chip ușurat crana fiicei poporului meu. Zicând pace, pace și totuși nu este pace. Sfatul Bibliei pentru tema de azi este. Nu lega rana în chip ușurat. Nu crede că dacă ți-ai cerut iertare și ai dat iertare, gata rana s-o legată astăzi, astea ușurate. Nu. Ranii îi iau în timp. Nu uita asta. Și între frați tot. Cineva poate să fie, să mintă cumva și să zică nu, între frați nu e așa, ba da-i așa. Eu spun lucruri poate un pic din adâncul inimii. Ba da-i așa. Rana trebuie să vindeci. Ea trebuie vindecată. Un alt loc din Biblie care spune să nu legăm rana ușurat. Rana trebuie serios de legat, da? Ca să se prindă bine. În alt loc din Biblie, ăsta e Coloseni 4:10. Coloseni 4:10. Țineți minte, fraților. Țineți minte când Apostolul Pavel a stricat relația cu Marcu. Țineți minte, sau nu? Când era vorba să se ducă cu Barnaba și cu Marcu, cu toți, la drum, să vestească Evanghelia, Pavel spune, nu, eu am pe omul ăsta, am o rană. Omul ăsta pe noi ne-a lepădat pe drum, el ne-a lepădat. Eu cu el la drum nu mă duc. Barnaba spune, nu, noi trebuie să-l luăm. Pavel zice, eu nu mă duc, dacă ne-a vândut acolo, o să ne vândă și în partea asta. Barnaba iarăși, vine același Barnaba, care era, parcă îți vine să zici, mai înțelept ca Pavel. Barnaba vine și spune, nu mă Pavel. Trebuie împreună și Barnaba și Marcu face lucrarea Domnului. Pavel zice, nu. Pavel avea motive să nu mai slujească cu Marcu. Avea sau nu avea? Avea. Cum credeți? Cum știți? Pavel a plecat fără Marcu, nu? La evanghelizare. Barnaba a plecat cu Marcu. A trecut un timp. Rana lui Pavel s-a vindecat. Și ce spune Pavel? Pavel le spune la Coloseni despre Marcu, care Pavel n-a vrut să slujească cu el. Le spune, Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba. Privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Apostolul Pavel zice, tot așa și Marcu va trimite sănătate. Deci Pavel cu Marcu sau după un timp ce au făcut? S-a vindecat rana. S-a vindecat, dar nu atunci. Nu atunci pe loc. S-a vindecat mai târziu. Eu vreau să te sfat un lucru la cheia asta. Cer înțelepciune la Domnul. Doamne, ajută-mă cum să leg o rană. Ajută-mă, te rog. Doamne, nu vreau să fiu care numai vin și spun 4 versete. Uite așa, dacă așa, nu e așa, nu e așa. Tu nu te-ai pocăit, înseamnă că nu te-ai pocăit, înseamnă că nu te-ai pocăit. Nu. Ajută-mă să înțeleg secretul ăsta curat. Amin? A cincea cheie. Care e foarte important. Asta e cheia. Cineva mi-a luat o cheie. A cincea cheie.
nu forțat. Dacă o relație a fost stricată, s-a stricat. Nu forța dragoste. Nu forța, nu-l forța pe celălalt să te iubească. Știi pe cine ai voie să forțezi? Numai pe tine. Nu forța pe om, e că el trebuie să mă iubească, că dacă el nu mă iubește, auzi, nu forța, nu o să te iubească. Forțează-te pe tine să-l iubești pe el, dar pe el pe tine, el să te iubească, pe tine nu se poate. Da, el trebuie să te iubească, dar nu-l forța să te iubească. Iau că ei nu mă iubesc destul, uite la ei, uite, dar eu cât i-am iubit, dar ei, uite că nu mă iubesc, uite, eu nu mă iubesc, nici nu o să te iubească. Pentru că ce e forțat? Iubiți-mă, iubiți-mă. Nu, nu, auzi, nu forțat. Nici Hristos n-a forțat. Hristos n-a forțat. Vă rog frumos, iubiți-mă. Nu este scris așa ceva în Biblie. Nu forța dragoste. Dragostea celuilalt pentru tine nu forța. Forțează-o pe ta pentru el. E că aici tu ești repetent. Aici trebuie să forțezi. Dar pe el să te iubească pe tine. Ce, pe ce asta? Ce, frate? Uite că el, uite, nu mai iubește. Auzi, nu forța. Dacă tu vrei să fii tare, forțează-te pe tine să-L iubești. Verset din Biblie. Asta e cheia numărul 5. Proverbe 17:17. Iubește primul, nu forța. Citim toți odată. Proverbi 17:17. Sergiu, tu nu ești, dacă nu e. Fii atent. Slujești până la urmă. 17:17. Două, trei. Prieten. Stați. Voi nu sunteți de acord să citim împreună? Hai să citim toți odată, tare. Două, trei. Prietenul adevărat, iubește-o și nenorocirea și ce cauca. Versetul, dați vă spun fals ce înseamnă versetul ăsta. Din punct de vedere egoist. Vedeți oameni buni? E scris, este scris. Prietenul adevărat, el iubește ca un frate. Totdeauna iubește, oricând. E că vezi, e că nu mă iubește, e că vezi. Nu, dar versetul ăsta nu spune despre celălalt. Versetul ăsta spune despre tine. Când tu ai problemă într-o relație stricată, tu iubești oricând. Nu îi impune pe celălalt să iubească oricând. Tu iubești oricând. Amin? Mai cuvântul Domnului, cuvânt mină. El e bombă. El e puternic. Auzi? Tu iubești oricând. Dar ce e că eu uite că eu nu mă iubesc. Auzi? Tu iubești oricând. Nu forța. Asta e o cheie minunată. Nu forța. Pentru că dacă tu forțezi, tu crezi că relația se îndrepte? Nici într-un caz. Așa se cheie. Așa se cheie într-o relație stricată, dar e foarte important. Cheia asta îți deschid din partea asta la ușă. Trecut. Asta e o cheie foarte interesantă. Auzi, dar tot e bine, dar m-ați ajuns, dar tot e bine, tu iubești, tu ai iertat, tot. Dar închide gurița și nu mai adu aminte trecutul. Auzi, nu mai adu aminte trecutul. Sincer, vă spun, uite, fraților, eu nu vreau ca oamenii din lume să fie mai înțelepți ca credincioși în adunare. Asta e grav. Oamenii din lume, ei, când ne aud pe noi vorbind, ei trebuie să ia loc jos, uimiți de înțelepciunea care este în noi. Da sau nu? Ca nu cumva să se întâmple că stau patru frați și vine unul din lume și când a dat o înțelepciune, îi și Biblie, că și frații stau și cască gura. Nu! Frații sunt mai înțelepți, lumea stă jos când frații vorbesc. Lumea n-au așa înțelepciune cum au frații. Auzi? Ascult, fii înțelept. Nu adu aminte trecut. Dacă într-o relație aduci aminte trecutul, da, eu te-am iertat, da, te iubesc, da, stai. Ți-ai minte? Când ai zis, ții minte, deodată arată că la tine ceva nu-i bine. Pocăiește de asta, zi, Doamne, mă pocăiesc că n-am minte.
Da, 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 de asta tu trebuie de pocăit. Doamne, pentru că eu sunt responsabil să am minte, dar că eu n-am. Eu le spun trecutul la toți, tot de că Domnul să ne ajute la asta. Trecutul, nu-l mai... Nu umbla la el. Asta e cheia importantă. Despre trecut. Deschidem împreună la Isaia 43 cu 25. Isaia 43 cu 25. Ascultați ce spune Domnul. Noi doar învățăm de la Domnul. Știm toți odată. Tare, tare. Auziți? Tare. Când oamenii la nuntă strigă toți, amar, amar, strigă tare, da? La nunțele lumești. Amar, și acolo corâvnă, amar. Dar noi citim versetele, așa încât ei nici nu se compară cu noi. Aici citim versetele Domnului tare, da? Două, trei. Eu îți șterg fără de lege pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Amin? Ține secretul ăsta pentru tine. Ține taina asta minunată, adâncimea asta. Domnul iartă. Te-ai pocăit, El te iartă. Nu mai adu aminte. Pentru că ce se întâmplă când aduci aminte? Asta e strașnic. Ce se întâmplă când aduci aminte? Strici relația la loc. Știi de ce? Pentru că nu numai tu ești drept. Și ăla e drept. Nu numai tu ești greșit și el e greșit. Taci și nu mai adu aminte. Taci. Dacă zici că l-ai iertat, taci. E greu să taci, pentru că papagalul ăsta totdeauna vrea, totdeauna să spună măcar ceva din trecut. Taci. Spune de 5 ori taci. Taci. Când e vorba despre trecut, relația voastră stă ca farfecele lângă ață. Taci. Ia ca parcă ceva se vede. Ia ca sora a făcut un tort, fratele a adus pentru barbecue niște lemne, sora a deschis Biblia ceva să-i dea soțului, să-i arate ce o vreau să citească din Biblie. Eu știu, soțul are un proverb în cap și când încolo cuiva îi vine să zică, dar ți-o imit, taci! Taci! Cheia numărul 6. Știți care e cheia numărul 6? Taci! Asta e cheia numărul 6. Domnul spune, când omul spocăiește, Domnul iartă și nu merge. Taci! Cheia 7. Cheia șapte. Uite. Noi să trecem repede. Cheia șapte se numește șanse. Șanse. Spuneți-vă rog, de când noi ne-am pocăit, cine din voi a mai păcătuit după pocăință, după botez? Nu vorbesc de greșit. Stop. Păcătuit. După pocăință, tu ai păcătuit. Ridică mâna, cine a păcătuit? Eu am păcătuit. Noi oameni vii, reali. Tu ai păcătuit? Săr. Fratele Pianis? Păcătuit? Tot. Fraților, asta e divin. Întrebare. Dumnezeu ne-a dat o șansă. Știți de ce ne-a dat șansă? Pentru că tu azi stai în picioare și cânti Domnului. Un pribeac fără de țară. Normal, trebuie să fii mort. E că n-ai murit. E că ai șanse. Vreau să-ți spun un lucru, când într-o relație prietenii tăi de familie au greșit grav, chiar dacă rana e rană și ea doare, nu te opri, asta e cheia importantă. Dă șanse. Mai dă o șansă. Ai dat-o pe prima, nu merge. Mai dă încă una, e doar. Dă șanse. Amin? Da sau nu? Amin sau nu amin? Cine din voi vreodată, cui din voi vreodată, când ați greșit, vi s-au mai dat șansă? Nu de Dumnezeu. Înaintea oamenilor. Tu ai greșit, prietenii tăi ți-au dat șansă. Tu ai greșit, ei te-au chemat la masă. A? Țin minte. Nu, glumesc. Cine din voi a greșit și lor că s-au dat șansă? Copiii lui Sorin au ridicat mâna. Surorile, cine din voi au greșit și toți prietenii voastre v-au chemat la masă? A? Șanse. Dă șanse. Deschidem împreună la Ioan, capitolul 21, la versetul 15 la 17.
Ioan 21, la versetul 15 la 17. Cuvântul Domnului spune așa. Vă știți toți istoria? Știți câte șanse a dat Domnul Iisus lui Petru? Cine știe? Hai să ne aducem aminte. Câte șanse? Simona, ridică mâna. Câte șanse i-a dat Domnul Iisus lui Petru? Mai multe. M-am răspuns înțeleg. Trei. Trei? Nu, nu e adevărat. Trei ăsta au fost când l-au trădat de trei ori. Câte șanse i-a dat? Țineți minte când Pietru a zis să iasă foc din cer? Iisus i-a mai dat o șansă. Și a spus, taci, tu ai uitat de ce duh ești că l-a auzit? Când i-a mai dat Iisus șansă? Da. Uitați-vă atent. Uitați-vă cum Iisus îi dă șansă lui Pietru. Iarăși. Versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Pietru. După ce l-a trădat de trei ori, după ce l-a procedat Pietru greșit, Iisus îi spune lui, Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, da, Doamne, a răspuns Pietru. Știi că te iubesc. Iisus a zis, îți mai dau o șansă. Așa a zis. Paște-mi el și-ai mie. Dar eu i-aș spune, eu i-aș fi spus lui Iisus, Doamne, tu pe asta îl pui, că te-a vândut de trei ori, eu cu el, nici Pavel nu-ți duci cu el la drum. Iisus spune, șș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 
I a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, răspuns Pietru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, îți mai dau o șansă. Paște-mi, rușeii mei. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Pietru s-a întristat că i-a zis a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu le știi pe toate, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, îți mai dau o șansă. Paște-mi, rușeii. Auzi? Iisus ți-a dat atâtea șanse. După pocăință ai păcătuit. Ai greșit, ți-a dat atâtea șanse. Dă și tu, auzi? Dar fii ca Iisus. Dă șanse. Amin? S-a reunit, poate, fratele la tine în ospiție, eu greșit de 10 ori. Poate că. Uneori se întâmplă când n-ai plăcere din pricina needucației, din pricina să stai cu ei. Mai dă șanse. Lu frate, cum nu îi spune din Biblie, înțelege că nu cade perete, dă-i șanse. Amin? Asta e 7 cheie. A 8-a cheie. Ceea ce am vorbit noi înainte. Invest. Invest Bank. Asta, cheia asta s-a scris, nu știu cum, invers. Dar știți că sunt lacăți care trebuie să le pui așa cu astea în sus. Ați auzit de Invest Bank. Toate bancurile spun, investiți la noi că e bine. Dar eu vă spun exact ca la bănci și vă spun ca din Biblie, din banca Bibliei. Frați și surori, investiți în relațiile voastre. Investiți în relațiile noastre. Amin? Investiți. Cum e asta? Cum e asta? Știți cum? Uite, uite, uite. Iertați-mă, eu spun niște lucruri așa, foarte, foarte direct. Sunt oameni care când tu te duci la ei, ei ți-i fac un ceai din toată inima. Când ei vin la tine, tu trebuie să le faci răcituri cu sarmale, cu pâine, 4 torturi și 20 de înghețate. Pentru că tu nu poți altfel. Tu vrei să investești. Ți-i plăcut să stai la o masă frumoasă. Tu ai Biblia deschisă, tu ești pregătit ceva, să le citești la masa aia frumoasă. Vorbim un pic despre masă. Dar știi ce se întâmplă la anul? Eu vin la tine și mănânc răcituri, tu vii la mine și eu numai ceaia îți dau, numai ceaia. Mă iertați! Aici se întâmplă, asta înseamnă că eu zgârcit sau sunt leneș. Leneș miroase după mine și zgârcit și apoi așa o prietenie nu o să ține mult. Eu vin și investesc la tine dacă tu ai nevoie de
Tu ai nevoie de ceva. Eu vin și-ți dau și 900 și 2000 dacă trebuie. Și am. Dar tu investești la mine 2 lire. Mă scuz, dar așa prietenie. Nu o să țină mult. Nu înseamnă că tu trebuie să dai bani amul 2000 de lire. Nu. Înțelegeți-mă corect. Auzi, dacă vrei încredere, dă încredere. Investești. Da sau nu? Fraților, sunteți de acord sau nu? Eu ce am zis cu răciturile și cu sarmalele, vă rog să nu o luați direct. Înțelegeți corect ce vreau să zic. Hai să vă spun așa un exemplu. La noi... Închipuți, la tine vine o familie cu copiii. Stau împreună, stați împreună la masă, lăudați pe Domnul, cântați cântări de laudă. Copiii au rupt pe sus tot, tapetele le-au dat, pianul e jos. Înțelegi? Încălțăminte peste tot. Și părinții nici n-au treabă cu ce s-au rupt. Ei sunt prieteni. Ei iese cu toți copiii, știi? Ca și cum așa și trebuie să fie. Dacă se poate tu să le îmbraci copiii, ei iese, n-au treabă. Dar este altă familie, de exemplu. Ei vin la tine. Și după asta ea spune, soră, pot eu să spăl vesel? Fratele spune, pot eu să dau cu aspirator? Eu nu zic neapărat în veselă și aspirator, înțelegeți ce zic eu. Dar unește, fă, investește ceva ca să fii plăcut în toate. Pentru că eu îți spun, vei merge odată așa, vei merge a doua și a treia, și a patra nu vei mai merge. Și vei condamna pe toți că nu-i dragoste. Nu-i dragoste, nu-i educație, nu-i investire. Investește în toate. Investești. Fii plăcut. La ceea ce noi în cheia numărul 8, investești în prietenii, Luca, capitolul 6, 38, Domnul Iisus dă un principiu minunat, care nimeni nu trece de el. De ce? E legat de cheia numărul 8, a investiției. Luca 8, 6, 38, spune așa. Dați și vi se va da. Banca vi se va turna în sân. O măsură bună, îndesată. Asta dacă dai. Clătinată. Care se va vărsa pe deasupra. Citim toți de la cuvântul catch. Două, trei. Și catch cu ce? Fii atent. Asta e în toate lucrurile. Și într-o relație, totuși. Dacă tu mă scuzi, dacă tu duci într-o relație cu prietenii tăi și măsori numai dezordine, sau măsori zgârcenii, dai o jumătate de ceai la 4 inși, mă scuzi, știi când se dă un ceai înapoi, tu îi spui, îmi pare că nu-i dragoste, pentru că... Nu, cu ce măsură? În toate lucrurile în viață lucrează așa cum zice Iisus. Cu ce măsură? Cu aceea se va măsura. Asta e cheia 8. Dacă investești mult în prietenii tăi, în tine va fi investit foarte mult. Amin. A nou. Când o relație s-a stricat și tu vrei să împaci, tu vrei să te împaci, tu ești în relația asta. A nou, ok, care tot e cu este în sus. Nu-l s-o cotit dator. Nu s-o cotit dator. El e dator să vie. El e dator să facă. El e dator când el le-a n-a făcut. El e dator. Ei e dator. Ei e dator. Nu ei e dator. Dacă tu s-o coți pe om dator, cum crezi ăsta? La apropie pe om sau desparte? Sincer. Uite, eu mă apropie acum de fiecare din voi și-ți spun. Tu știi? Tu catrai mie. Tu știi? Eu îți spun, frate și soră. Poți să-mi spui tu mie 100 de jargoane. Și chiar biblicii poți să le prefaci să fie jargoane biblici. Nu lucrează. Tu te vei dispărți de mine. Cel puțin ți se va tăia un pic din plăcere. Pentru că eu ți s-o pot dator. Auzi? Tu nu mi-ești dator cu nimic. Tu nu mi-ești dator.
Închipui-ți tu chiar mi-ești dator și eu mă uit la tine și îți spun tu nu mi-ești dator, tu, auzi, ascult, tot e bine. Dar nu te simți dator față de mine, tu ești prieten, măi. Nu, că ții minte că noi, când am fost și voi, când ați venit. Auzi, nu-i dator nimeni. A nouă cheie, nu s-o poate niciodată pe nimeni dator. Amin? El e dator să mă iubească, ei e dator să-mi facă, ei e dator că eu ce-o ținut de mine, din partea mea. Nu s-o poate pe nimeni dator. Apostolul Pavel face un principiu în Scripturi, creează un principiu puternic. Și spune așa lui Filimon, capitolul 1, la versetul 15 la 18. Pavel spune așa. Filimon, capitolul 1, la versetul 15 la 18. Apostolul Pavel îl sfătuie pe Filimon și îi spune spre Onisim. Îi spune așa, frate Filimon, pentru că el, adică Onisim, a fost despărțit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veșnicie. Și acum, principiul, cheița nouă. Să-l ai pentru veșnicie, dar nu ca pe un rob. Știi ce înseamnă ca pe un rob? Când tu îl vezi cu fratele tău, dator. El e dator. El e dator să-mi fac, să-mi dreapte, să-mi fac. Apostolul Pavel zice, stop, Filimon, cu frații nu te porți așa. Nu ca pe un rob, ci mai presus decât pe un rob. Ca pe un frate prea iubit. Mai ales pe mine și pe atât mai mult de tine, fie în tip firesc, fie în Domnul, nu-i dator. Dacă mă socotești, dar ca prieten al tău, nu-l socoti dator, primește-l ca pe mine însuși. Amin? Dacă vrei să repari relație, aruncă datorii la noi. A zecea cheie, și cu asta am terminat. Cheia asta e foarte groasă. Pozitiv. Fii pozitiv. Pozitiv asta mai înseamnă, pozitiv e cuvânt mai nou, hai cuvânt mai vechi. Fii plăcut. Fii plăcut. Ce înseamnă fi plăcut, frați și surori? Frați și surori, ce înseamnă fi plăcut? Fii plăcut. Fii plăcut. Dacă tu nu-l socoți pe el dator, dacă tu nu ceri din el și nu forțezi, tu ești plăcut. Fii plăcut cu el. Auzi? Nu deranja. Ți s-a pus ciorbă. Eu dau un exemplu foarte, poate e un pic, dus un pic la temă, dar îl dau așa. Ți s-a pus ciorbă, dar noi de obicei mâncăm pilaf la amiază. Închide gurița. Ciorbă e să mănânci. Și să fii fericit. Noi de obicei, uite, ți s-a pus pe mare să mâncare de la Tesco din aia economy class. Pentru că frații n-au mai mult, e atâta. Zic, noi de obicei mâncăm organic. Închide gurița, fii plăcut. Dă-i cu economy. Pentru că s-ar putea Domnul să-l trântească pe om jos și să-l facă toată viața să mănânce din economy class. Sau deloc să n-ai nici economy. Știți că la magazin este economy class. Noi cumpărăm de acolo. Fii plăcut. Fii plăcut. Ia ascultați ce spune Domnul, ce spune cuvântul Domnului în Fapte, capitolul 2, cu versetul 47. Fapte 2, cu 47. În Biblie spune clar că s-au pocăit câte mii în ziua a cincizecimii. Câte mii s-au botezat? A? 3.000. Bun. Cât? 5 și 3. La cuvântarea lui Pietru. Ok. Să zicem, hai să luăm mai puțin, hai să nu luăm 5.000 mult, dar să luăm 3. 3.000. 3.000 s-au pocăit. Știți cum erau ei, spune Biblia. Uitați-vă aici, fraților. Uitați-vă aici. Ei lăudau pe Domnul și erau plăcuți înaintea întregului norod.
Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ei nu erau plăcuți înaintea bisericii. Nu erau plăcuți înaintea fraților numai. Ei erau plăcuți înaintea și a bisericii și a întregului norod. O, ține minte asta. Un pocăit, o pocăită, o femeie credincioasă, ea când merge între femeile din lume, ea trebuie să fie plăcută la haine, la vorbe, la maniere, la gândire, ea trebuie să fie plăcută. Ca cele din lume, cum stau cu țigara în mână, să zică, mie îmi place să stau de vorbă cu ea. Cu ea îmi place să stau de vorbă. Ascultă, un om care s-a pocăit, el e plăcut celor din lume. Nu mai vorbim fraților. Fraților trebuie să fii plăcut în primul rând. Fii plăcut. Pe tot ce ține de tine ca să fii plăcut. Amin? Fii plăcut. Asta au fost, fraților, a 10 chei. Pozitiv. Asta au fost cuvântul Domnului. Care sunt chei? Uite-le. Dacă vrei să rezolvi o relație stricată, eu te sfătui, nu lega în chip ușurat. Nu te limita la am iertat, gata, mă iartă, tot e bine, am să rezolvat. Nu! Acolo sunt lucruri de făcut. Fii înțelept, intră în ele, nu poți cheamă pe cineva, ai chei. Fii înțelept, dar nu-ți pare cu relații stricate ca repede cum vrei tu să rezolvat. Nu! Fii înțelept. Vreau să întreb repede adunarea, care sunt cheile care noi le-am învățat azi? Ah, dar ele sunt acolo. Sergiu, tu îi faci pe toți copii. Care este el? Prima, Iisus. A doua, cere iertare și dă iertare. A treia, cheamă pe cineva. A patra, rana. Rana nu lega în chip ușurat. A cincea, nu forța. Nu forța dragostea celuilalt pentru tine. Forțează-o pe ta. A șasea, n-aduce aminte trecut. A șapte, dă șansă. Investește în prietenie. A noua, nu s-o coti dator. Și a zece, fii pozitiv. Fii plăcut. Asta e cuvântul de astăzi. Frați și surori, eu am înțeles că fratele Dumitru a fost ieri la Sergiu și la Natalia acasă.